О, ну! О, ну! Радиация чище, ну! Hei, dragi prieteni! Radiația 5G. Este ea periculoasă? Despre asta vom vorbi astăzi. M-am născut într-o vreme când nu erau telefoane inteligente, nici măcar mobile. De fapt, nu erau nici fără fir. Azi suntem împânziți de tehnologia mobilă, iar asta ne arată că tehnologia informației evoluează foarte repede. Uite, aici este un telefon care nu avea date, ci doar voce și mesaje. Iar aici este un telefon de date în tehnologia 3G. Și ăsta, pe care îl folosesc astăzi, este un telefon care folosește tehnologia 4G. Iar acum se vorbește de tehnologia 5G. Care e diferența? Ei bine, de la o generație la alta, crește capacitatea telefonului de a transmite și recepta date mobile. 3G, de exemplu, transferă câteva sute de kilobiți pe secundă. 4G transferă sute de megabiți pe secundă, iar 5G va transfera zeci de gigabiți pe secundă. Practic, cu tehnologia 5G poți descărca un film obișnuit în mai puțin de o secundă. Acum, apa picură. Ăsta este analogul tehnologiei 3G. Acum, apa curge. Asta este tehnologia 4G. Iar acum, apa țâșnește cu putere. Ăsta este analogul tehnologiei 5G. Avem noi nevoie de viteze de transfer pe mobil de gigabits pe secundă? Personal nu am nevoie. Videourile le descarc offline. De asta, unii zic că nu avem nevoie de 5G. Totuși, nu sunt de acord cu ei. Orice tehnologie nouă generează lucruri la care nu te gândești. Să luăm de exemplu viitoarele mașini inteligente, fără șofer, pentru că ele vor deveni, în mod cert, o realitate. Pentru a circula singure, fără să facă accidente, mașinile vor trebui să comunice eficient între ele și cu centrele de comandă, de unde își vor descărca hărți cu situația exactă la un moment dat. E clar, tehnologia 5G va fi foarte utilă în acest caz. Să ne gândim că pe viitor, inteligența artificială va exploda. Pentru ca ea să se antreneze și să funcționeze corect, inteligența artificială are nevoie de multe date. Telefonul inteligent al viitorului, dacă va folosi inteligența artificială, va profita din plin de transferul ridicat de date al tehnologiei 5G. Simplu spus, nu e vorba de cât de repede descărcăm noi filme pe telefoanele noastre mobile, ci despre noile tehnologii care vor folosi din plin avantajele rețelelor 5G. Orice tehnologie vine atât cu oportunități cât și cu riscuri. Să luăm de exemplu acest cuptor cu microunde. Ați văzut, poate să fie periculos. La fel și căruța. Am avut un prieten care a fost lovit de cal atunci când era copil. Mașina e periculoasă. Dacă mergi cu ea, poți să faci accident. Chiar și telefonul mobil poate să fie periculos. Dacă mergi uitându-te pe telefonul mobil, poți să cazi într-o groapă. La fel este și cu tehnologia 5G. Faptul că vine cu riscuri este natural. Trebuie să le identificăm, iar apoi să spunem care dintre riscuri sunt inutile și care sunt utile. Mersul cu mașina, de exemplu, este un risc util, pe când viteza mare de dragul vitezei este un risc inutil. Riscul de care se vorbește cel mai des la tehnologia 5G este cel al radiațiilor. Se spune că radiațiile sale ne-ar provoca cancer. Este asta adevărat? Să începem cu cuvântul radiație. Lumea aude că 5G are radiație și se sperie. De ce se sperie oamenii? Pentru că ei cred că radiația este intrinsec periculoasă. Uită, sau poate nu știu, că nu toate radiațiile sunt periculoase. Lumina vizibilă de la soare, de exemplu, este o radiație. Este ea periculoasă? Nici vorbă. De fapt, ea se numește radiație pentru că soarele radiază energie. Asta este radiația în fond, un fascicul de unde sau particule ce poartă energie. Chiar și un bec din cameră radiază. Este radiația luminoasă care ajunge la noi. Ea nu este desigur periculoasă. La fel,
Conductorii de electricitate care aduc electricitatea la bec radiază energie electromagnetică cu o frecvență de 50 de Hz. De mai mult de 100 de ani de când avem lucrurile astea în casă, nu s-a demonstrat că ar fi așa de periculoase. De aceea, nu trebuie ca să dăm becul afară și să stăm pe întuneric de frica radiațiilor. Deci, nu toate radiațiile sunt periculoase. Care însă sunt? Radiațiile cosmice, de exemplu, sunt periculoase. Ele sunt formate din particule, electroni, protoni, muoni, cu energii mari, care, dacă lovesc atomii din care suntem noi făcuți, îi sparg literal în bucăți. Pentru că atomii își pierd astfel o parte din electroni, atomii sunt ionizați. Se spune că aceste radiații sunt ionizante. E normal să ne ferim de astfel de radiații, pentru că ele strică atomii și moleculele din care ne sunt făcute celulele. În final, această mașinărie minunată, dar extrem de complexă, care este corpul, cedează, adesea ajungându-se la cancer. Noi însă, acum, nu ne vom referi la radiațiile formate din particule, ci la radiațiile sub forma undelor electromagnetice, pentru că vrem să vorbim de tehnologia 5G, iar radiațiile emisele de telefoanele mobile sunt unde electromagnetice. Ce sunt undele electromagnetice? Undele electromagnetice sunt oscilații ale câmpurilor electrice și magnetice. Ele se ordonează în funcție de frecvența oscilațiilor. Avem unde electromagnetice de 50 de Hz, de exemplu, date de rețeaua electrică. Asta înseamnă că ele oscilează de 50 de ori pe secundă. Avem unde radio de 100 de MHz, de exemplu. Asta înseamnă că ele oscilează de 100 de milioane de ori pe secundă. Avem și lumină vizibilă, care este tot o undă electromagnetică, cu o frecvență de 700 de mii de gigahertz. Desigur, avem și raze X, cu o frecvență și mai mare. Pe noi ne interesează cuptoarele cu microunde, care generează unde de 2 gigahertz, și telefoanele mobile din generația 3G, 4G sau rețelele Wi-Fi, care oscilează tot cu câțiva gigahertz. Noile rețele 5G folosesc frecvențe de până la 70 de gigahertz. Bun, uitându-ne pe spectrul ăsta larg de unde electromagnetice, care sunt periculoase, să începem identificând care dintre undele electromagnetice pot fi radiații ionizante, pentru că știm că ele sunt mai periculoase. Pentru asta, trebuie să calculăm care radiații pot smulge electronii din orbita unui atom spărgându-i. Sunt tot felul de atomi și tot felul de energii, dar obținem un ordin de mărime, aproximativ corect, calculând energia de ionizare a celui mai simplu atom, atomul de hidrogen. Energia de ionizare este energia necesară să smulgă electronul de pe orbită. Formula este cea alăturată. Înlocuim constantele și obținem aproximativ 13 electronvolți, adică 2 înmulțit cu 10 la puterea minus 19 juli. Care dintre undele electromagnetice pot atinge energia asta și care nu? Pentru asta trebuie să ne aducem aminte că undele electromagnetice vin în pachete discrete de energie, care se numesc fotoni. Energia unui pachet este dată de formula E, este egal cu H înmulțit cu F, unde H este constanta lui Planck și F este frecvența undei. Frecvența pachetului este atunci F, este egal cu E împărțit la H. Înlocuim în formulă și obținem o frecvență de 3 milioane de gigahertz. Undele cu o frecvență mai mare decât 3 milioane de gigahertz sunt ionizante, iar cele cu o frecvență mai mică nu, pentru că pachetele lor de energie nu au energie suficientă să smulgă electronii de pe orbită. Dacă ne uităm pe graficul alăturat, vom vedea că această limită, calculată aici foarte simplificat, este în jurul radiațiilor ultraviolete. Acestea, împreună cu razele X și razele gamma, au energie suficientă să ionizeze atomii. De aceea, trebuie să ne ferim de astfel de radiații. De exemplu, atunci când stăm la plajă sub radiațiile ultraviolete ale soarelui, foarte mult. Să adăugăm acum la tabelul nostru tehnologiile telefoanelor mobile. Tehnologiile 3G și 4G folosesc frecvențe de până la 3 GHz. Tehnologia 5G va folosi frecvențe de până la 70 de GHz. Asta însă este mult sub cele 3 milioane de gigahertz la care undele electromagnetice devin ionizante. Cu alte cuvinte, radiațiile 5G nu sunt ionizante și ele nu vor sparge atomii.
Înseamnă că, în principiu, nu ne așteptăm să provoace riscuri ridicate de cancer, cel puțin din punct de vedere teoretic. Același lucru ar fi valabil și pentru radiațiile 3G și 5G. Rezultatul ăsta este susținut de studii medicale. Să privim rata de cancer în ultimii 50 de ani. Vom observa că ea nu crește brusc odată cu introducerea cuptoarelor cu microunde acum 50 de ani sau cu introducerea telefoanelor mobile și a rețelelor Wi-Fi acum 20 de ani. Rata de cancer a rămas aproximativ constantă. Desigur, asta nu înseamnă că radiația electromagnetică a aparatelor mobile nu produce deloc cancer, mai ales în condiții critice ale corpului bolnav. Studiile acestea înseamnă doar că o eventuală rată de cancer provocată de telefoanele mobile nu este așa de mare încât să-i apară foarte clar în studiile medicale. De aceea, instanțele medicale americane au clasificat radiația de telefoane mobile la categoria posibil cancerigen. Auzind alăturate cele două cuvinte posibil și cancerigen și neștiind precis semnificația lor, multă lume s-a speriat. Mulți nu știu că la aceeași categorie posibil cancerigen este inclusă, de exemplu, și aloe vera. În toate cazurile de mai sus, posibil înseamnă ceva cu o probabilitate foarte mică. Să dau un caz extrem din fizică. În mecanica cuantică este posibil ca eu să tunelez cuantic în camera alăturată, prin perete. Dar asta nu este probabil. Este o diferență uriașă între cuvântul posibil și probabil. Concluzia pe care o tragem din asta este că s-ar putea să existe risc de cancer, dar riscul este foarte mic și nu trebuie să ne sperie. Ținând cont că tehnologia telefoanelor mobile ne este foarte folositoare, putem încadra riscul la categoria risc util, așa cum este căruța, mașina sau avionul. Iar a doua concluzie care se trage este că e bine ca cercetătorii să continue să studieze efectul radiației telefoanelor mobile pentru a se asigura că acest risc rămâne scăzut. Tehnologia 5G, folosind radiație de maxim 70 de GHz, care este mult mai puțin decât cele 3 milioane de GHz, se încadrează la aceeași categorie a tehnologiilor 3G și 4G când vine vorba de cancer. Cum va afecta ea corpul? În esență, la fel ca și radiația rețelelor electrice de 50 de Hz sau radiația de 2 GHz a telefoanelor mobile sau radiația cuptoarelor cu microunde. Toate acestea încălzesc corpul. Ideea de bază este următoarea. Radiația telefoanelor mobile este o undă electromagnetică. Unda este formată din câmpuri electrice și magnetice variabile. Pe de altă parte, obiectele conțin și molecule dipolare, înțelegând că în acestea sarcinile electrice sunt puțin separate spațial. O moleculă dipolară pusă în câmp electric se va orienta în direcția câmpului electric, pentru că cele două sarcini electrice vor fi trase în direcții diferite. Atunci când câmpul electric oscilează, el își schimbă sensul. Molecula dipolară vrea să se orienteze când într-o direcție, când în alta, după sensul câmpului electric. În felul ăsta, ea începe să vibreze și să se agite, iar agitația este mișcare termică la nivel microscopic. Rezultatul este că temperatura crește, acolo unde ajunge unda electromagnetică. Așa se întâmplă în cuptorul cu microunde, care este construit special pentru a crește temperatura mâncării așezate în el. Dar stați puțin, veți spune. Noi știm că e o idee foarte proastă să stăm într-un cuptor cu microunde. Cine nu știe cum explodează mâncarea în cuptorul cu microunde când o lăsăm prea mult? Este normal să se întâmple așa. Dacă mâncarea din cuptorul de microunde se încălzește foarte mult timp, apa din interior poate să ajungă la temperaturi care depășesc 100 de grade Celsius. Ea se evaporă, creează o presiune și poate exploda pe alocuri în locurile în care temperatura este mai mare de 100 de grade Celsius. De aceea, cuptorul cu microunde are o chestie foarte interesantă. Atunci când deschid ușa, el se oprește. S-a oprit tocmai pentru a mă proteja pe mine de radiațiile electromagnetice din interior, care altfel ar fi putut ajunge la mine. În plus, dacă priviți ușa cuptorului de microunde, veți observa o chestie foarte interesantă. Ea are integrată în interiorul ei o plasă, care este de fapt o plasă metalică. Plasa asta metalică funcționează ca o cușcă Faraday.
Astfel, atunci când ușa este închisă, putem să ne uităm în interior, iar din interior câmpul electromagnetic nu poate să iasă, pentru că este blocat de această plasă, de această cușcă Faraday. Tot așa cum, de exemplu, afară, dacă ar fi un câmp electromagnetic foarte puternic, acesta nu poate să intre în interior, tocmai pentru că este blocat de plasa aceasta care reprezintă cușca Faraday. Și atunci, dacă cuptorul cu microunde încălzește, la fel trebuie să facă și radiația telefoanelor mobile, nu e așa? Că doar are aceeași frecvență. Desigur, de aceea producătorii de telefoane mobile trebuie să ne demonstreze, înainte de a pune un produs pe piață, că aparatele lor nu sunt cuptoare de microunde portabile. Ei trebuie să dovedească că intensitatea radiației este suficient de mică pentru a nu crește semnificativ temperatura corpului uman. De aceea, dacă vedem câte o măsurătoare cu infraroșu, ce arată cum după jumătate de oră de vorbit la mobil, temperatura din zona capului crește, trebuie să ne întrebăm două lucruri. Primul, temperatura a crescut semnificativ, să zicem cu un grad. Și doi, dacă efectul e datorat radiației și nu bateriei încălzite. În cazul în care e radiația, trebuie să anunțăm protecția consumatorului, pentru că acel telefon mobil a încălcat regulile. La acest aspect, tehnologia 5G are chiar un avantaj față de tehnologia 3G și 4G. Radiația sa, dacă încălzește puțin, încălzește doar pielea și nu organele. Cu alte cuvinte, creșterea de temperatură, care trebuie să fie mică oricum, atunci când se îndeplinesc standardele, afectează doar suprafața pielii. De ce? Să vedem cu puțină fizică. Am menționat cușca Faraday. În esență, o cușcă Faraday este orice suprafață metalică. Prin ea, câmpul electromagnetic nu trece. De ce nu trece? Pentru că un metal are sarcini electrice mobile, electron de exemplu. Câmpul electromagnetic pune în mișcare aceste sarcini mobile. În mișcarea lor, ele generează un câmp electromagnetic opus, care anihilează câmpul electromagnetic inițial. Unda electromagnetică nu va trece dincolo de peretele metalic, la fel ca în cazul cuptorului cu microunde. Niciun conductor nu este însă perfect. De aceea, cu cât conductorul este mai imperfect, cu atât câmpul electromagnetic intră mai mult în el. Distanța pe care câmpul electromagnetic pătrunde se numește adâncime de penetrare. Ea se calculează știind conductivitatea conductorului. Apa, de exemplu, are o conductivitate în jurul valorii de 0,1-10 Siemens pe metru. Pielea, pe de altă parte, are multă apă în compoziție, precum între corpul uman. De aceea, compoziția pielii este apropiată de cea a apei, de 0,1 Siemens pe metru. Asta înseamnă că pielea, ca între corpul uman, este un bun conductor de electricitate. De aceea, putem privi pielea ca pe o cușcă Faraday destul de rezonabilă. Știind conductivitatea pielii și frecvența radiației, putem calcula adâncimea de pătrundere. Eu am folosit un site care îmi calculează valoarea. Pentru radiația de 70 de GHz, am obținut o adâncime de pătrundere în piele de aproximativ 2 mm. În realitate, valoarea este mai apropiată de 1 mm, pentru că radiația nu este oprită brusc, ci scade exponențial. Rezultatul însă este că pielea funcționează într-adevăr ca o cușcă Faraday, iar radiația de 70 de GHz a tehnologiei 5G nu va ajunge aproape deloc la organele interne și nu le va încălzi. Tot ce va face este să încălzească pielea. Concluzionând partea de fizică, vedem că radiația tehnologiei 5G nu diferă mult de cea a tehnologiilor precedente 3G și 4G când vine vorba de efectele fizice ale corpului. Astfel, pachetele de energie cuantice ale radiației nu au suficientă energie să ionizeze atomii și de aceea nu sunt un pericol evident de cancer. Ele pot încălzi corpul, dar numai piele. Important este să nu încălzească mult, iar de asta se ocupă instanțele regulatorii. Să observăm însă un fapt interesant. Am spus că un pachet de energie al radiației, un foton, nu poate ioniza un atom pentru că nu are energie suficientă. Energia lui este de 100.000 de ori mai mică decât cea necesară. Dar dacă punem 100.000 de pachete de energie, 100.000 de fotoni în același atom, atunci nu l-am putea ioniza. Că doar am învățat la școală că unde-i unul nu-i putere, unde-i doi, puterea crește. Ei bine, asta este una din legile umane care nu se aplică în fizică. Iar de vină este efectul fotoelectric.
explicat de Einstein, pentru care acesta a și primit premiul Nobel. Să detaliem folosind desenul alăturat. Pachetele de energie cuantice ale radiației, fotonii, vin pe rând la atom. Când ajunge, un singur pachet de energie se uită în jur, vede că nu are energie suficientă și pleacă mai departe. Eventual, pune în mișcare puțin atomul, adică încălzește materialul. Când vine un al doilea pachet, iar se uită, vede că nu are energie suficientă și pleacă mai departe. Iarăși, cu o probabilitate mai mică, poate să pună atomul în mișcare, deci poate să-l încălzească. Dacă vin două pachete de energie, doi fotoni simultan, ei se ignoră unul pe celălalt. Fiecare se uită la atom, zice că nu are energie suficientă și pleacă mai departe. Pot să fie 10.000 de fotoni care vin simultan, 100.000. Fiecare se crede singur și merge mai departe că nu are suficientă energie. Eventual, pot să pună în mișcare atomul și să-l încălzească. Practic însă, fotonii nu își adună niciodată puterile împreună. Cum spuneam, unde unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, nu se aplică în lumea cuantică. De aceea, oricât de mare ar fi intensitatea radiațiilor electromagnetice 5G, ele nu vor provoca direct ionizarea atomilor, ci doar vor încălzi mai mult locul unde sunt absorbite. Concluzia acestui video. Momentan, folosind fizica, nu ne așteptăm ca radiația 5G să pună riscuri mult mai mari decât radiațiile 3G sau 4G. Acestea, la rândul lor, nu au fost dovedite periculoase și de aceea nu are de ce să ne fie frică. Desigur, asta nu trebuie să ne împiedice să fim alerți și să monitorizăm efectele adverse. Dar asta nu înseamnă că trebuie să creăm o isterie. În schimb, trebuie să punem diversele riscuri în balanță. Înainte de a interzice toate telefoanele mobile de frica radiațiilor, ar trebui să interzicem mâncarea nesănătoasă, care conduce la obezitate și care are un risc mult mai ridicat pentru bolile cardiovasculare. Suntem gata să lăsăm deoparte carnea grasă de porc, consumată în exces, sau mâncarea fast food, consumată de câteva ori pe zi? Suntem gata să lăsăm mâncărurile sărate, dovedite că și ele cresc tensiunea arterială sau, la o extremă, fumatul? Abia apoi ne putem gândi să renunțăm și la telefoanele mobile de dracul sănătății. Așa încât, vedeți, sănătatea ne este influențată negativ mai mult de alegerile nepotrivite pe care noi le facem decât de radiația telefoanelor mobile. Vrei să afli mai multe despre fizică? Citește Fizica Povestită. Găsești aici fizica avansată, explicată pe înțelesul tău. Teoria lui Einstein, mecanica cu...